Părerea mea ar fi că ar trebui să facem un apel sau o adresare către Televiziunea Națională de România. Nu are un corespondent al ei în Ucraina, ceea ce ar trebui să fie. Radioul Național, Societatea Română de Radiodifuziune, nu pe doamna Mara, nu ne este. Ar trebui să fie. Ok? Da, într-adevăr e. Eu vreau, rușii reflectă catastrofal situația în momentul de față și marile posturi de televiziune rusești, prin câțiva jurnaliști între ghilimele de acolo, Kiseliov și compania, pur și simplu manipulează în cel mai obraznic mod cetățenii Rusiei. Da? Cetățenii Rusiei. Asta este. Eu cred că la nivel de comunicare între organizațiile de jurnaliști ar trebui să dăm semnale prin conducerile noastre pe care le avem, organizațiilor profesionale din țările respective, atrăgându-le atenția că ziariștii nu-și fac treaba. Că nu-și fac treaba și arătând societăților respective că sunt manipulate, din afară lucrurile acestea totuși se văd uneori suficient de bine, mai ales când nu suntem interesați și implicați nemijlocit într-un conflict. Adică ar trebui să ne spunem cuvântul în calitate de organizații profesionale. Mie îmi vine foarte des să ies din unea jurnaliștilor sau din unea scriitorilor când văd că un jurnalist sau un scriitor își face foarte prost meseria. De fiecare dată mă gândesc la treaba asta. Sau când se dau premiile. Se dau premii unor cărți inexistente, unor autori totalmente defazați. Ieri un premiu de critică la scriitori s-a dat unei fătuțe pentru o carte absolut rușinoasă, editat și de premiat. Și i-a dat-o cine? I-au dat colegi foarte respectați, inclusiv câțiva colegi de la Buzz, chiar 4 au fost în jurul de anul acesta. Îmi pare rău de colegii mei și de bunii mei prieteni, dacă au avut această alegere. O spun public, da.